și ăsta. Hai să-l sunăm. Da, Cyber. Bă, ce faci, man? Te aștept de o grămadă de timp. Bă, sincer, mă pregăteam să... să mănânc. Da, păi mânc o dată și vino. Hai că eu între timp pregătesc tot ce ne trebuie. Ok, bine, hai că mă pregătesc. Vin. Pa, 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 pa. Hai, pa, pa. Bă, băieți, până vine Gigi, hai să pregătim noi aici tot ce avem de pregătit. Bă, ai venit. Coaia și PC-ul. Nu cred, frate. Da. Hai că mă duc înapoi după el. Ce are, mă? Nu merge, mă, ci... Bă, tu ți-ai făcut update-urile la teleportor. Update-urile astea erau, mă. Da. Știu, mă, hai să-ți tragem șocul. Șocul? Da, mă. Hai. PC-ul. Unde? Ah. Bine, hai să mergem la domnul Cyber acum. Ce morți? Bă, șocul, mă. Mi-era, mă. Șocul. Mi-era, mă. Ce te-ai fost mai mult de azi? Te cace fiecare zi, mă. Hai. Bă, dar ce face Gigi ăsta? Mai vine fratele meu. Bă, oh, bravo, mă reuși. Am reușit. Super, te pune pața. Hai. Bine, mă, băieți, acum ca să începem operațiunea de curățare slash personalizare, mai întâi trebuie să-l demontăm. Deci, Gigi, frate, îi dai tu, îi dau eu? Băi, mă, zic să-i dăm amândoi. Îi dăm amândoi. Hai. Când am făcut configurația pentru PC-ul lui Gigi, am luat în calcul și un astfel de scenariu în care el trebuia să-și facă o mentenanță, cât de cât cel puțin. Familiarizat fiind deja cu carcasele de la Fractal, am știut exact ce airflow pot scoate și ce tipuri de filtre au, lucru care acum ne ajută enorm, pentru că efectiv tot ce trebuie să facem este să scoatem filtrele și să le curățăm. La prima vedere sunt aproape scârboase, dar vă garantez că se putea și mai rău. O să facem curățarea fără a folosi un dust blower sau orice alt echipament electric. Totul se poate face cu o simplă perie. Eu o să folosesc mai întâi pensula mea magică pentru a îndepărta praful mai gros de pe filtre și cadrele lor de plastic. Nu insist extrem de mult și nici nu apăs foarte, foarte tare pentru a evita ruperea filtrelor. După repet procesul cu o periuță de dinți pentru a îndepărta și cele mai mici particule de praf care pot rămâne încă prinse în materialul fin al filtrelor. Procesul ăsta este destul de plictisitor, iar dacă sunteți într-un spațiu închis, o mască v-ar ajuta să nu vă umpleți nasul și plămânii cu praful din filtre. Următorul pas ar fi curățarea ventilatoarelor și al radiatorului și aici din nou ne-a ajutat enorm faptul că avem o carcasă de calitate. Filtrele și-au făcut foarte bine treaba și au oprit majoritatea prafului să ajungă în carcasă. Deci ventilatoarele și radiatorul arată chiar foarte ok. Sunt desigur puțin prăfuite, dar ne permitem să le facem o curățare mai superficială fără a le demonta. Și la fel ca și la filtre, curăț mai întâi cu pensula, iar după, în locurile greu accesibile, folosesc periuța de dinți. Și pentru partea din spate ale amelelor ventilatoarelor, am folosit bețișoare de urechi. Acum că am terminat și cu asta, trecem la componentele în sine și începem cu placa video, care la fel nu este decât foarte, foarte puțin prăfuită. Am un clip în care puteți vedea exact cum recondiționez o placă video, dar în cazul de față o să facem la fel o curățare mai pe rapid, care implică doar folosirea pensulei, a periuței de dinți și a câtorva bețișoare de urechi. Țin să precizez că PC-ul este relativ nou construit, deci o schimbare a pastei termice și a termopedurilor efectiv nu are sens. Pentru că restul componentelor sunt la fel doar foarte, foarte puțin prăfuite, am folosit o periuță de dinți pentru a curăța locurile mai greu accesibile de pe placa de bază și coolerul all-in-one. Și cu asta am terminat partea de mentenanță. Trecem la partea mult așteptată, personalizarea. Și băi, frații mei, am avut planuri mari pentru PC-ul lui Gigi, dar din păcate timpul foarte scurt nu ne-a permis să facem nici jumătate. Dar asta nu înseamnă că n-am pus amprenta Cyber pe el. Inițial trebuia să avem 5 zile, dar până la urmă nu s-a putut decât 3, timp în care a trebuit să facem și beercast-ul, iar pentru asta a trebuit să facem tot setup-ul și setările și luminile și camerele, deci a durat. Și uite așa, am ajuns să facem doar 3 modificări. Prima și una dintre cele mai evidente este o pereche de extensii de cabluri care să fie în temă cu culorile build-ului. Ar fi trebuit să fie mov și albastru, dar vi-am zis, nu am mai avut timp de vopsit. A doua modificare a fost să-i fac un design grafic. Clar, nu-l puteam lăsa pe Gigi la meu așa. Am mers pe un design hexagonal, în două culori, desigur, mov și albastru. După aplicare am reasamblat PC-ul și ultima modificare, dacă o și putem numi așa, a fost să îi configurăm RGB-ul în temă cu designul nostru. Și la final a ieșit asta.